Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vorbim pe marginea cărții Castelul Interior, Desăvârșirea spirituală sau cele 7 etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu, o carte a Sfintei Tereza de Avila publicată în colecția Spiritualitate Creștină din portofoliul editurii Herald. Castelul Interior este una dintre cele mai importante lucrări ale misticii creștine apusene, cunoscută și iubită de întreaga lume creștină. Ea constituie, am putea spune, alături de Noaptea întunecată a Sfântului Ioan al Crucii, o piesă de referință a misticii carmelitane a Spaniei secolului de aur, care își păstrează încă prin prospețimea și sinceritatea ei actualitatea și puterea de transformare a sufletului cititorului. Sfânta Tereza de Avila, cea care a trăit în secolul al XVI-lea și a avut o activitate foarte vastă, atât în plan concret ca fondatoare de noi mănăstiri carmelitane, dar și din punct de vedere spiritual ca ascetă și mistică desăvârșită, o prietenie foarte strânsă, o prietenie din punct de vedere spiritual pe care o leagă pe Sfânta Tereza de Avila cu Sfântul Ioan al Crucii. Astăzi vorbim eminamente despre funcția spirituală, am putea spune, a femeii prin autoarea acestei cărți, Sfânta Tereza de Avila, funcția spirituală a femeii în creștinism, cu precădere în creștinismul apusean. Domnule profesor Teodoru Ghiondea. Nu este o apariție singulară și nici o apariție neașteptată până la urmă Tereza de Iezus sau Sfânta Tereza de Avila. De ce spun asta? Pentru că Spania nu întâmplător este un adevărat atanor spiritual care deja după circa 4 secole de la întâlnirea celor 3 tradiții abrahamice, iudaismul, islamul și creștinismul, a determinat o dezvoltare deosebită în ceea ce privește tehnica spirituală și tehnica inițiatică. Astfel că, de exemplu, ecouri avem chiar din secolul 12, pentru că ați amintit, 12-13, mai ales pentru că ați amintit de acest, să-i spunem, cuplu sfânt, Sfânta Tereza d'Avila și Sfântul Ioan al Crucii. Dar avem cu 300 de ani înainte un alt cuplu, la fel de sfânt, e vorba de Sfânta Clara și Sfântul de Assisi și Sfântul Francis de Assisi. Iarăși, împreună, da? Și este neîncetată această preocupare pentru perfecționarea tehnicii spirituale inițiatice și mistice în creștinismul apusean până la Caterin Emeric din secolul 18. Sigur că, așa cum spuneam, este de așteptat ca această dezvoltare a tehnicii spirituale, mai ales în Spania, să capete un orizont nou și din ce în ce mai metodic, aș spune, astfel încât nu este numai o prietenie spirituală, cum spuneați, foarte interesantă și un cuplu foarte interesant din punct de vedere spiritual, dar aș spune că este și complementar oarecum, pentru că față de tehnica foarte minuțios prezentată de Sfânta Tereza de Avila, Sfântul Ioan al Crucii aș spune că dezvoltă un aspect accentuat noetic de lucrare interioară în același sens, dar pe un palier, aș spune, oarecum complementar cu cel al Sfântei Tereza de Avila. Cartea pe care a scris-o Sfânta Tereza, de altfel la maturitate, în deplină maturitate, cartea a fost scrisă în 1577 și a apărut 11 ani mai târziu, prima publicație, în 1588. Este vorba de o carte care a fost și un, să-i spunem, un program, dacă vreți, al reformei carmelitane,
Și această acțiune și activitate susținută a Sfintei Tereza d'Avila a pus-o în situația să intre chiar într-un conflict cu Inchiziția spaniolă, drept pentru care Sfânta s-a retras la mănăstirea Sfântului Iosif din Toledo, unde a și scris carte. În general, este vorba de trei lucruri importante, foarte importante, pe care pune accentul Sfânta Tereza. Unul este asceza, al doilea element este rugăciunea și al treilea este meditația. Sunt și trei faze, dacă vrem, sau trei aspecte complementare ale aceleași tehnici spirituale. Asceza, pentru că este în mod limpede accentul pus pe trăirea fizică, ambianța biologică pentru asemenea travaliu spiritual, și știm asta din tot creștinismul, mari asceți, nu? După aceea, la nivel animic, aș spune, la nivel sufletesc, este rugăciunea care face trecerea, dacă vreți, a ființei mele, a ființei biologice cu ființa spirituală, și în final este meditația care duce până la urmă la contemplare, până la contemplarea lui Dumnezeu. Este vorba, în esență, de extazul unei iubiri pure. Ce înseamnă asta? Iubirea, din punct de vedere spiritual, așa cum s-a mai spus de multe ori și am mai spus și noi, este o formă superioară de cunoaștere și este, până la urmă, partea de combustie, să spunem așa, din punct de vedere spiritual, pentru cunoașterea autentică și pentru cunoașterea supremă, pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că unirea cu Dumnezeu se face prin iubire într-o cunoaștere, am spune. Și o să vedem imediat că din cele șapte stadii, din cele șapte etape pe care le parcurge sufletul în această înălțare către Dumnezeu, fiecare etapă are specificul ei și merge din ce în ce mai aproape de la exterior, unde se află sufletele neștiutoare, ignorante, nu, sau care nu știu cum problema, sau care nu manifestă niciun fel de intenție sau aspirație către Dumnezeu, la unirea cu Dumnezeu, până la o așa zisă transubstanțializare la nivelul Sfintei Treimi. Da? Sunt două lucruri de la care pornește Sfânta, și anume două elemente fundamentale. Prima dată este structura sufletului, sau ce este sufletul, cum este sufletul, în ce sens el este capabil să se detașeze de partea corporală sau de ființa biologică a noastră și să meargă pe cale spirituală spre Dumnezeu. Al doilea element este calea spirituală ca atare, care duce până în centrul sufletului. Prin urmare, este vorba de suflet care se regăsește în sine și merge în adâncul lui și în înaltul lui până la unirea cu Dumnezeu, acolo unde se află prezența lui Dumnezeu. De obicei, Sfânta descrie sufletul sau ca un diamant, un cristal foarte pur, cu diferite fațete, așa cum este și sufletul de altfel, foarte complex, cu toate trăirile, cu toate pulsiunile și afectele și așa mai departe. Nu? Sau îl mai descrie după aceea ca un castel, și acum o să vedem, cu spații multiple așezate concentric. Aici este și ideea de pătrundere în adâncul inimii, până acolo unde îl găsești pe Dumnezeu. În centru aflându-se regele. Am putea să-i spunem chiar împăratul, nu? Bun. Acum, ce face să funcționeze această practică spirituală până la urmă? Este vorba de rugăciunea tăcută. Ce vrea să spună Sfânta prin rugăciunea tăcută? Sau adorația mută? Vedeți, atunci când formulăm o rugăciune și o rostim, cuvintele devin foarte precise, dar în același timp ele limitează puterea spirituală într-un anume sens sau o circumscrie. Intenția ta, suflul tău spiritual, da, este centrat, este delimitat și atunci el nu mai poate să capete întreaga forță spirituală ca să se ridice acolo unde trebuie. Și atunci această rugăciune tăcută este în același timp și o interiorizare a rugăciunii și mai mult decât atât este o regăsire a suflului viu al rugăciunii. Pentru că
așa cum știm în creștin, tradiția creștină, acel rugați-vă neîncetat se referă la viața noastră care trebuie să fie continuu o rugăciune prin tot ceea ce facem, adică gesturile noastre, cuvintele noastre, fapt, intențiile noastre, trebuie să fie legate în mod esențial de Dumnezeu. Și astfel, această rugăciune tăcută nu este numai o rugăciune pe care practicantul o repetă în minte, pur și simplu, fără să o rostească, ci întreaga lui ființă se transformă în rugăciune, adică se transformă într-o operă de adorație a lui Dumnezeu. Despre asta este vorba, nu? Spuneam că există 7 stațiuni principale, numite sălașuri, stațiuni, cum vrem să-i spunem. În fiecare dintre acestea există 5, să le numim, spații sau apartamente, cum vreți să le numim. Și ele sunt Dumnezeu, 2, Iisus, 3, rugăciunea, 4, transformarea personală și 5, un tip de activitate. Le-am enumerat practic în sens invers, pentru că procesiunea, procesualitatea spirituală, procesul spiritual de desăvârșire pornește de la acest tip de activitate care este legat direct de asceză și care merge prin transformarea personală datorită rugăciunii prin Iisus la Dumnezeu. Pentru că nu trebuie să uităm niciodată ce spune Domnul Iisus, că nu vom ajunge la Tatăl decât prin El. Deci El este, ca să spun așa, Cel care nu numai mijlocește, care ne duce efectiv. Și o să vedem acum că există două linii fundamentale în această tehnică spirituală a Sfintei Tereza, și anume, unul este Imitatio Christi, pe care îl știm foarte bine. Avem și o carte a lui Thomas de Kempis, nu? Imitatio Christi. Al doilea, iubirea aproapelui. Sigur că ele nu sunt diferite, nu sunt separate, ele sunt împreună, dar sunt două accente care se pun. Primul, ca Imitatio Christi, pentru că trebuie ca viața noastră să corespundă modelului sfânt. Care este modelul sfânt pentru un om? Domnul Iisus Hristos. De-aia și este Mântuitorul. Nu numai pentru că El ne duce la mântuire, ci pentru că mântuirea se clădește zi de zi, se face în fiecare clipă. Și pentru asta e nevoie și de această rugăciune neîncetată, această rugăciune tăcută, cum să spunem. Iubirea aproapelui este modalitatea prin care, mai bine spus sau mai limpede, este modalitatea prin care se realizează sufletul viu al bisericii. Că ce este iglesia? Ce este biserica? Este totalitatea credincioșilor. Ori această iubire a aproapelui are și darul de a antrena pe toți credincioșii odată cu mine, nu? Deci eu nu mă izolez ca să practic sau să ajung la o tehnică spirituală de desăvârșire de unul singur. Nu, eu sunt împreună cu toți ceilalți, pentru că ăsta este sensul bisericii. Nu? Și atunci, această iubire aproape are sensul de a spori forța sufletească, forța spirituală de ascensiune prin această unire cu ceilalți. Această unire prin ceilalți, cu ceilalți înseamnă iubire, iubirea aproapelui. Și aș merge mai departe de atât și aș spune, amintind iarăși de prima pereche pe care am menționat-o la început, pe Sfânta Clara din Assisi și pe Sfântul Francis din Assisi, este vorba de iubirea celorlalți, iubirea aproapelui care realizează până la urmă această unitate și este foarte important ca lumea să se roage împreună. De asta trebuie să ne rugăm neîncetat. Aceasta este ideea, nu? Acum, spuneam, firul conducător al întregii practici este rugăciunea. Și am și spus, am menționat adineori, ce înțelege Sfânta prin rugăciune. Deci nu, repet încă o dată, nu simpla rostire a unei rugăciuni pe care noi am luat-o sau din Sfânta Scriptură sau un alt sfânt sau un alt maestru spiritual sau, eu știu, un alt prelat ne-a formulat-o sau ne-a dat-o de-a gata. Ce este vorba de viața ta trebuie să fie ca o rugăciune continuă. Nu? Acum, care sunt constantele dogmatice și doctrinare? În primul rând, măreția și frumusețea sufletului. Nu? Pentru că sufletul este lucrul cel mai prețios pe care Dumnezeu l-a făcut, l-a creat pentru om. I-a dat posibilitatea prin el să se întoarcă la el, la starea lui dintâi. După aceea, este
prezența totală, naturală și supranaturală a lui Dumnezeu. Noi știm că există în teologie două feluri de revelație. Revelația naturală și revelația supranaturală. Aici este vorba și de revelația naturală și de cea supranaturală. Ce înseamnă asta? Orice lucru este creația mâinilor lui Dumnezeu. Orice vine de la Dumnezeu sau cu îngăduință de la Dumnezeu, indiferent de valoarea pe care o dăm noi, că este de o valoare negativă sau pozitivă, dar totul vine sau cu voia sau cu îngăduința, cum vrem noi să-i spunem, a lui Dumnezeu. Și atunci, prezența lui este totală, este în continuu. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu în permanență. Mai mult decât atât, prezența vie, puternică, o avem în noi, în sufletul, în adâncul inimii noastre. Se află Dumnezeu, nu? După aceea, este necesară conștientizarea acestui fapt și conștientizarea în sensul pe care îl folosește Sfânta Tereza este acela de a fi prezent continuu în ceea ce faci ca act de divinație, ca de devoțiune, mă iertați, ca act de devoțiune. Adică rugăciunea, postul, gesturile mici pe care le faci și care intră în ritual, ritual obișnuit, ritual exoteric, trebuie să conștientizezi continuu că ele sunt o modalitate de a fi în prezența lui Dumnezeu, de a-L atinge pe Dumnezeu, cu alte cuvinte. Nu? După aceea, fiecare om trebuie să tindă spre sfințenie. Asta este în natura omului. O să vedem că prima etapă în acest castel interior este tocmai intenția susținută în așa fel încât să apară aspirația aceasta irepresibilă, trebuie să se manifeste către divinitate. Nu? După aceea, trebuie să înțeleagă omul că există în acest parcurs, pe acest parcurs, diferite stațiuni și așa cum sunt stațiunile și etapele prin care el trece, încet, încet, progresiv, nu? Și în cer există tot așa, adică odată ce ai trecut, am zice noi, într-un limbaj mai larg, de marile mistere, lucrurile nu s-au terminat. Lucrurile nu s-au terminat sau mersul tău, ascensiunea ta nu s-a terminat. Și acolo există grade diferite de sfințenie. Cu alte cuvinte, există sfinți mai mari sau sfinți mai mici. Am spune mai simplu, nu? Ca să înțelegem. Prin urmare, ceea ce este foarte important de reținut, pentru că pornim chiar de la numele pe care l-a avut Sfânta Tereza d'Avila, inițial, de la început, Tereza lui Iisus, Tereza de Iisus. Nu? Prin urmare, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de Iisus Hristos constituie vehiculul și combustia spirituală. Adică, așa cum spuneam de atâtea ori și am repetat-o chiar, nu se poate despărți iubirea de Dumnezeu de cunoașterea lui Dumnezeu. Noi nu putem să ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu ca și cum am cunoaște altceva, un alt om sau un alt lucru. Pentru că acolo cunoașterea aceasta se manifestă pe orizontală. Aici este vorba de o cunoaștere pe verticală, pe ceea ce este deasupra ta, pe ceea ce este o cunoaștere a ceea ce a unei realități absolut superioare care te-a creat pe tine. Și atunci poziția ta este unul de vas care primește de la Dumnezeu prin iubirea noastră puternică. Nu? Îl atragem de la Dumnezeu, ăsta este și sensul direct al aspirației. Aspirăm de la Dumnezeu această cunoaștere. Ori cunoaștere înseamnă să te naști într-un duh. Nu? Prin urmare, de la această fază de exterioară castelului interior, nu? Și anume a sufletului ignorant sau al ignoranței, al omului care nu-și pune problema acestui fundament spiritual și anume acela de a ajunge din nou la Tatăl prin intermediul Domnului Iisus Hristos, da? Deci apare prima etapă, cum spuneam adineauri, apariția intenției, susținerea intenției, cultivarea intenției bune. Pentru că noi știm că Dumnezeu se uită la intenția noastră înainte de orice. Intenția ne aparține, ne aducem aminte de la greșeli, de la păcate, cum vrem să le numim. Cel mai grav păcat este cel cu intenția. Cel din gând este. Pentru că ăla nu depinde de altceva. În faptă, în vorbă, poate sunt și alte elemente în jurul nostru, în ambianță, care să preia oarecum responsabilitatea noastră. Dar cea din gândul meu, păcatul cu gândul e cel mai grav. Știm asta. Deci intenția
trebuie susținută, trebuie cultivată, tot prin rugăciune, tot prin participare la ritual, nu? După aceea, această intenție trebuie susținută în așa fel și trebuie cultivată și educată încât ea să se transforme într-o aspirație. Iar aspirația aceasta trebuie să fie pură, adică nici de dragul paradisului, nici de frica infernului, ca să spun așa. Ea trebuie să fie pură pentru Dumnezeu în sine. A doua etapă, a doua stațiune, când aspirația începe să lucreze, începe și separarea de contingent, adică de ceea ce constituie partea grea a creației și în care noi suntem prinși prin făptura noastră trupească, prin natura noastră biologică. O a treia etapă este aceea a smereniei și supunerii. Pentru că, vedeți, odată ce ai ieșit din răgatul tău a lucrurilor manifestate și a cauzelor secunde, parcă începi să fii mai prezent față de prezența lui Dumnezeu. Și atunci ți se cere să ai atitudinea firească față de creatorul tău. Iar asta este una de smerenie și de supunere. Care ce produce? Produce o golire de sine și o umplere cu prezența lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu e ca și cum din adâncul ființei tale înflorește în tine, se dezvolte, te umple pur și simplu, nu, de El. Urmează o a patra etapă când apar primele haruri divine, care nu sunt încă stabile, sunt daruri de la Dumnezeu. Sunt manifestări ale Duhului Sfânt prin care Dumnezeu îți dă posibilitatea să te apropii efectiv, să te apropii, cum să spun eu, cât se poate de evident de El. Nu? Și acestea sunt harurile. A cincea etapă este una foarte importantă, este una cu care începe viața mistică de unire. Ce apare aici, în primul rând? Certitudine absolută. Certitudinea în poziția ta, în calitatea pe care o ai în fața lui Dumnezeu, certitudinea credinței tale, trebuie să fie o credință absolută, să fie o certitudine de nezdruncinat, indiferent ce se întâmplă. Vedeți că într-o fază anterioară eu m-am detașat de contingent, m-am detașat de natura trecătoare și perisabilă a lumii acesteia și m-am apropiat spiritual de Dumnezeu. Prin urmare, am toate condițiile, nu, ca să această certitudine să nu mai fie pusă în pericol de niciun alt element. Vedeți că este din ce în ce o izolare și față de condiția mea biologică, adică o trage condiția biologică după ea, nu? Dar este și o separare de lume în general, ceea ce înțelegem prin lumea manifestată și prin lumea suferinței, valea plângerii și așa mai departe, ceea ce știm din limbajul dogmatic, nu? Și ridicarea spre această unire, nu? În care se face, de fapt, se produce și o probațiune, o încercare a intensității iubirii practicantului față de Dumnezeu. Pentru că aici nimic nu-l mai susține decât această iubire continuă de Dumnezeu, această ardere interioară care încet, încet mistuie toate resturile, scoriile, cojile care au mai rămas și care te împiedicau să ai și imaginea limpede prin certitudine, imaginea lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu și în același timp să ai și puterea, forța de a merge mai departe. A șasea stațiune este cea a purificării totale. Și aici apar, spune Sfânta, foarte multe stări de extaz. Aceste stări de extaz nu sunt numai niște ieșiri. Că extaz, cuvântul extaz înseamnă ieșire din sine. O ieșire asta din sine trebuie să o concepem ca o intrare în sine, ca o implozie, ca o enstază, trebuie înțeleasă, nu? Și apare și, sigur, și consumarea tuturor probațiunilor, și interioare și exterioare. Rezultatul acestei a șasea stațiuni este o stare de liniște și de pace. Adică este starea strict necesară ca să poți să realizezi ceea ce spuneați mai devreme, această căsătorie, această logodnă mistică, cum se numea altă dată, această cununie cu stăpânul. Și al șaptelea, unirea cu Dumnezeu, sau căsătoria, cum spuneați,
unde cel mai important lucru este revelația tainei suverane a Sfintei Treimi. Această revelație care te absoarbe complet și se formează și un gen de transubstanțializare, cum spuneam, la nivelul Sfintei Treimi. Acesta este parcursul Sfintei Tereza d'Avila. Ea este conex, cum spuneam, cu mistica Sfântului Ioan al Crucii, Sfântul San Juan de la Cruz, cum se numește. Nu? De ce? Pentru că, până la urmă, acolo când ajungi în tenebrele superioare, și când spun tenebrele superioare, spun în sensul absolut, în sensul maxim, adică acolo unde Dumnezeu, cel de nepătruns, nu mai e nimic de cunoscut. Ai ajuns la teozis, cum spunem noi. Ai ajuns la îndumnezeire. Nu? Or, asta, până la urmă, cum spune Tereza, Sfânta Tereza, de la început până la sfârșit, asta trebuie să fie grija oricărui om. Sfânta Tereza nu vorbește nicăieri de împărțirea în oameni vrednici și nevrednici. Nu, toți pot ajunge acolo. Numai că trebuie să lucreze inițial la această intenție pe care trebuie să o aibă, la această bunăvoință, deschiderea inimii, care să-i permită lui Dumnezeu să ți se manifeste. Adică, vrea să spună cu alte cuvinte, dă-i voie lui Dumnezeu ca prin Domnul Iisus Hristos să se manifeste în tine și tu vei avea certitudinea că, de fapt, calea ta este cea către Creatorul tău. Cam asta este în mare, în câteva cuvinte, Cartea Sfintei Tereza d'Avila, și sunt o serie de elemente, cum sunt aparițiile luminoase și așa mai departe, care să știți că se transmit și mai târziu, le găsim și la o altă prezență feminină mistică deosebită, Anne Catherine Emmerich, mai târziu în secolul XVIII. Deci există o continuitate între aceste lucruri, între aceste tehnici spirituale și între aceste stări deosebite, nu, de sfințenie. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre castelul interior, desăvârșirea spirituală sau cele 7 etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu de Sfânta Tereza d'Avila, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină, cu adevărat un eveniment editorial și cultural la data apariției sale, o carte pe care o puteți găsi în cadrul campaniei online desfășurată pe site-ul editurii Herald, De vorbă cu femeia din tine. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, care de fiecare dată ne împărtășește informații foarte prețioase despre subiecte și despre cărțile din portofoliul editurii Herald. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi frumoasă, o zi minunată în continuare și lectură plăcută. Mulțumim domnului profesor Teodoru Ghiondea. La revedere, numai bine!